But Christ said, you guys are too preoccupied being busy. Da, Iisus răspunde, voi sunteți mult prea preocupați de această lipsă de timp. We're busy doing church and we miss the Lord. Suntem atât de ocupați. Who we are serving. Biserica, încât îl ratăm pe Dumnezeu. This church after maybe 50 years had grown stale. Această biserică aproximativ după 50 de ani de existență devenise așa ceva ca o fel de pâine uscată. And Christ says to them in Revelation 2:4, repent and remember from where you fell. Și Iisus le spune în Apocalipsa 2:4, pocăiți-vă și amintiți-vă de unde ați venit. Isn't that true of some of us today, that sometimes maybe we love what God is doing for us? Și nu este lucrul acesta adevărat oare și despre unii dintre noi astăzi, că iubim ceea ce Dumnezeu face pentru noi? More than we love God? Mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu? It's like we're in it for the perks of Christianity instead of the object of Christianity. Parcă suntem în creștinism datorită binecuvântărilor care vin prin creștinism și nu datorită lui Hristos. And so we can get busy and we get caught up in this whole religion thing and miss the point of what this is really all about. Și putem să devenim foarte prinși așa în religie și putem să ratăm în același timp, de fapt, mesajul esențial. Second church was Smyrna. A doua biserică a fost biserica din Smyrna. They were very persecuted. Ei au fost foarte persecutați. They were willing to die for God. Ei erau doritori chiar deschiși să își dea viața pentru Hristos. And this is a church where Jesus didn't come down with a condemnation on them at all. Și este o biserică pe care Iisus nu o condamnă deloc. But for us today, are we willing to die for Christ? Dar iată întrebarea pentru noi. If we're not willing to die for him, what makes you think that you're willing to live for him? Suntem noi gata să ne dăm viața pentru Hristos? Dacă nu suntem gata să ne dăm viața pentru Hristos, de ce să credem că suntem gata să trăim pentru Hristos? The third church was Pergamum. A treia biserică este biserica din Perga. It was the political headquarters for Roman leadership in Asia Minor. În Asia Mică, acest Pergam era de fapt și un fel de capitală politică pentru Imperiul Roman. And I've been to East Berlin, at the time it was East Berlin. Am vizitat Berlinul de Est pe vremea când exista un Berlin de Est. They have that altar rebuilt completely in a museum in the eastern side of Berlin. Și în zona de Est, într-un muzeu, în zona Berlinului de Est, aveau acest altar construit, reconstruit complet. That area was very political. Deci zona aceea din Pergam era extrem de politică. And Christians were tempted to be politically correct. Și creștinii erau tentați în vremea aceea să fie corecți din punct de vedere politic. They ate food sacrificed to idols. Sacrificau mâncare idolilor. So they might have had their faith, but they wanted to blend in. Deci aveau credința, dar vreau de asemenea să fie la curent cu ce se întâmplă și să fie văzuți ca oamenii ai lumii. And so today, sometimes we can be politically correct. Și astăzi noi înșine putem să fim așa corecți din punctul acesta de vedere, să ne purtăm corect. We want to blend in. We don't want to ruffle anybody's feathers. Vrem să fim și noi integrați acolo, nu vrem să supărăm pe nimeni. We're more concerned sometimes of being accepted by society. Și suntem de foarte multe ori preocupați de a fi acceptați de societate. We want to say Christianity is cool. Come to our church. Și vrem să spunem creștinismul e ceva foarte fain. Haideți la biserica noastră. We allow you to wear shorts and flip-flops. Puteți să veniți și să purtați și pantaloni scurți și sandale, nu e nicio problemă. Now that's very surfacey, but then we also can. Asta este de suprafață, sigur. We can get concerned with maybe changing our theology to be more accepting. Deci, sigur, acestea lucruri sunt de suprafață, dar noi putem să ne preocupăm și de schimbarea teologiei pentru a fi acceptați mult mai mult de cei din jurul nostru. So, where's the church going as far as its morality in this country? Deci, unde merge biserica? Pe ce traiectorie merge biserica în ceea ce privește viața morală în această țară? So, today the question for us is, in this world of secularism and the changing of morality,
Where will we stand with Christ? Deci întrebarea pentru noi, pentru fiecare, este în această lume în care principiile morale se schimbă, în această lume seculară, cum vom sta noi în picioare pentru Hristos? And maybe we're here to be a light because it's so dark. Și probabil, cu siguranță, noi suntem aici pentru a fi lumină în întuneric. So stand firm in your faith. Deci haideți să stăm drepți în credința noastră. The fourth church, Thyatira. Cea de-a patra biserică, biserica din Tir. This was a little church. It was the smallest one out of the seven here. Este cea mai mică din cele șapte. They were very prosperous. They had a lot of money. Prosperau. Aveau mulți bani. But they were wealthy. They did a lot of works. They did charity. They did service. Deci era o biserică bogată, făceau foarte multe fapte bune, slujau pe alții în proiecte caritabile. But they had the longest letter. They were the smallest church, but they had the longest letter. Dar ce interesant, este cea mai mică biserică cu cea mai lungă scrisoare scrisă. Because they had the most problems. Da? Cele mai multe probleme. And what their problem was is that they tolerated a false prophet in town. Și una dintre problemele lor este că tolerau un profet fals. It's hard. Oraș. And even today we have trouble with false prophets. Și chiar și astăzi avem probleme cu profeții falși. On the surface they seem right. Pe deasupra, la suprafață, par drepți. The message sounds good, it feels good. Mesajul sună bine, chiar îl simțim ca bun. But in ajunge the end, la sentimente. But in the end it pulls you away from Christ. Dar spre sfârșit ne trage departe de Hristos. Fifth church, Sardis. A cincea biserică, cea din Sardis. They were a powerless church. Era o biserică fără putere. At one point they were the capital of the region. La un moment dat ei fuseseră capitala acelei regiuni. But it was an old, dying, decaying city. Dar acest oraș era un oraș care murea și decădea. And they were a dying church. Și această biserică era o biserică pe moarte. They were a traditional church just going through the motions. Un fel de biserică tradițională, dar așa, mergând prin mecanismele de practică și tradiție. And Christ says to them, strengthen the things which remain. Și Hristos le spune, întăriți-vă în lucrurile pe care încă le aveți. You're dying, you're going away, but strengthen what you have left. Se pare că muriți, că dispăreți, dar totuși, măcar cu lucrurile pe care încă le aveți, întăriți-vă în ele. So, they've lost their relationship with the Lord. Deci ei își pierduseră relația cu Dumnezeu. And again, you can also be in these churches and you'll have to question yourself why you're in these kind of churches, old, dying, decaying churches. Și noi putem fi în biserici de genul acesta, biserici care sunt pe moarte, în care bunăstarea spirituală se degradează și atunci trebuie să ne întrebăm de ce suntem noi într-o astfel de biserică, dacă ne aflăm acolo. Sometimes you'll need to be the light in that church. De multe ori, tu trebuie să fii lumina în acea biserică. And sometimes, though, you need to move on. Alte dăți, trebuie să mergi mai departe. The sixth church, Philadelphia. A șasea biserică, biserica din Philadelphia. They were a persevering church. Era o biserică plină de perseverență. In that region, a lot of people passed through Philadelphia. Era o zonă foarte circulată, zona Filadelfiei. Mulți oameni treceau pe acolo. Now, they were a small church, but they endured a lot. O biserică mică, dar o biserică ce a trecut prin multe. And they didn't have a lot of strength, but God used them. Nu au avut foarte multă putere. Foarte multe puteri sau daruri, dar Dumnezeu i-a folosit. And today, too, you can have a small church and you're thinking, man, we don't have a lot of strength, but God could use you. Și astăzi, poate să existe o biserică foarte mică, nu prea puternică în multe elemente, dar o biserică folosită de Dumnezeu. So keep on keeping on, as they say. Cu determinare și perseverență mergeți înainte. It seems like when the churches become rich, prosperous and successful, se pare că atunci când bisericile devin bogate, pline de prosperitate și succes, we depend on our own prosperity instead of the power of God. Aceste biserici depind de propria lor prosperitate și nu de puterea lui Dumnezeu. We believe in our own success. Credem în succesul nostru. And you could see it today. Și putem vedea lucrul acesta și astăzi.
We have a lot of big churches. Avem foarte multe biserici mari. A lot of money. Mulți bani. Great bands. Orchestră frumoasă, fanfară. Yeah, and great lighting. Lumini foarte. They have a great website. Un website extraordinar. I mean, they must have it together because deci, they have all these things. Văzând toate aceste lucruri, ne spunem, oh, cu siguranță, ei sunt perfecți. Is that a successful church, though? Însă este acest fel de biserică o biserică plină de succes? How do you define success? Cum definim succesul? There is a lot of churches in America that were Protestant and they became wealthy. Sunt foarte multe biserici în America care au fost Protestant, you said? Protestant churches. Biserici protestante care au devenit bogate, s-au îmbogățit. And they built universities and hospitals and big, big churches. Și au construit universități și spitale și biserici mari. And what has happened to those churches? Și ce s-a întâmplat cu aceste biserici? As evangelicals, we also face that. Ca evanghelici și noi suntem în urma lor, într-un fel. Now we're the ones with the money. Acum noi suntem cei cu banii. God used that stale old church to ignite evangelicalism over 100 years ago. Vedeți cum mai bine de 100 de ani în urmă, acea biserică care își pierduse vitalitatea și viața, biserica protestantă, a fost folosită de Dumnezeu pentru a crea focul bisericii sau mișcării evanghelice. So now are we in danger of trusting in our success? Și acum întrebarea este, suntem noi în pericolul de a ne încrede în succesul nostru propriu? Are we in danger of losing the heart of the gospel? Suntem în pericol de a pierde inima Evangheliei? Last church, Laodicea. Ultima biserică, biserica din Laodiceea. This is the church where he says, you are lukewarm, so I will spit you out of my mouth. Este biserica care îi se spune, ești căldicică și am să te scuip din gura mea. You're very prosperous in Laodicea, but you're spiritually poor. You're naked, you're blind. Din punct de vedere material, în Laodicea prosperați, dar din punct de vedere spiritual sunteți goi și orbi. How do you describe a church like that? Și astăzi întrebarea este cum descriem o astfel de biserică? A church like that is lukewarm is a mile wide and an inch deep. Este vorba despre o biserică așa călduță, expresia în engleză spune practic că este o biserică superficială, da? Lată de o milă și a la adâncime cam atât. And this is what I often talk about here. Și despre asta vorbesc eu de multe ori aici. We don't make a dent in our culture, do we? Noi nu prea avem niciun efect în cultura noastră și în cei care ne înconjoară, nu-i așa? The church today has more money, more books, more resources, more radio, more TV, more everything. Vedeți, biserica de astăzi are cu mult mai multe resurse decât orice, de la televizor, la bani, la clădiri, la tot. And yet you see the church having less and less influence. Și totuși biserica are din ce în ce mai puțină influență. Why is that? De ce? Are we lukewarm? Suntem oare noi căldicei? Christ says here in Revelation 3:19. Iisus spune în Apocalipsa 3:19. Those whom I love, I reprove and chastise. Eu îi mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. If God didn't love us, he wouldn't try to correct us. Dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, nu ar încerca să ne corecteze. In the next verse it says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will enter his house and dine with him and he with me. Și versetul următor este versetul pe care îl știm cu toții. Iată, eu stau la ușă și bat. Now, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Now, that's a verse that we all know about when we think about evangelism. Da. Noi întotdeauna ne gândim la versetul acesta în contextul evangelizării. But the context is he's talking to the church. Dar contextul este că el vorbește bisericii. Since when is Christ outside the door, knocking on the door, saying, let me in? Iată că este Hristos în afara ușii bisericii și bate la ușă și spune, lăsați-mă să intru. And that's what he's saying to this church in Laodicea. Și lucrul acesta le spune el bisericii, îi spune bisericii din Laodicea. And so today, those are the seven churches. Iată, acestea sunt cele șapte biserici. You see a little bit of that, those churches in society today.
Și vedem puțin din aceste biserici în societate astăzi. Some of those things are true for here. Unele din aceste lucruri sunt adevărate pentru noi. Some of those things are true for every church that's out there. Alte lucruri sau unele din lucrurile acestea sunt adevărate pentru oricare biserică. So my question this morning is, what kind of church is my church? Deci întrebarea pe care eu o am pentru noi în dimineața aceasta este, ce fel de biserică este biserica mea? What kind of believer am I? Ce fel de credincios sunt eu? Is the Lord Jesus here? Este Isus aici? Have we lost our first love? Ne-am pierdut dragostea dintâi? Do we take matters into our own hands? Încercăm noi să rezolvăm probleme prin mâinile și puterile noastre proprii? Are we lukewarm? Are we powerless? Suntem căldicei, lipsiți de putere? Are we resting in our prosperity? Stăm liniștiți în prosperitatea noastră? Is the church really about us or is it about him? Este biserica despre noi sau este biserica despre el? Are we honoring him? Are we worshiping him? Are we exalting him? Îl onorăm pe el, ne închinăm lui, îl lăudăm pe el? Or do we say to ourselves, what's in it for me? Sau ne spunem nouă înșine, ce avantaje am eu de la această biserică? I'm not satisfied. Nu sunt satisfăcut. What lies have we bought into? Ce fel de minciuni credem noi? I met this man from the Netherlands once. Am întâlnit acest om din Olanda, and I asked him, describe the American church in your view. Și l-am rugat să descrie biserica americană din punctul lui de vedere. He called it a marketplace of churches. Și a numit o piață de biserici. As soon as you don't like what you got here, you can go down the street and find something that you do like. Dacă nu-ți place ce ai aici, poți să mergi mai jos pe stradă și găsești altceva. It's like we're shopping for church. E ca și cum noi mergem la cumpărături pentru biserici. Because everything is about us. Pentru că totul se reduce la noi. The advertising, the society, everything is about us and what we want. Dacă ne uităm la reclamele pe care le vedem, totul este despre noi și ce noi ne dorim. And the arc that we've been on for a few centuries now is we are the center of the universe. Și traiectoria pe care noi suntem așa ca societate de mai multe sute de ani este, se centrează asupra faptului că noi suntem în mijlocul universului. So in the end it's okay to leave a church. Deci la sfârșit e ok să părăsești o biserică. But don't go because you're not happy. Dar nu te duce pentru că tu nu ești fericit unde ești. Go because God is calling you somewhere else. Du-te pentru că Dumnezeu te cheamă altundeva. Because no matter what you do, fiindcă indiferent de ceea ce faci, you will always bring your bags with you. Întotdeauna noi spunem că ne ducem bagajul cu noi. So what would Jesus say to Emmanuel Romanian Baptist Church? Deci ce-ar spune Iisus, ce ne-ar spune nouă la Emmanuel Baptist Church? What would he put in a letter to us? Ce ne-ar scrie el într-o scrisoare adresată nouă? We must return to the pure faith and listen to him first. Trebuie să ne întoarcem la credința adevărată și să ascultăm de el în primul rând. And make Jesus Lord of every part of our lives. Și să-l facem Domnul fiecărei secțiuni din viața noastră. We're going to break bread today. Suntem la cina Domnului astăzi. And normally that's something for you individually. Are you ready to take communion today? Și în mod normal, lucrul acesta este ceva pentru noi ca indivizi, ca persoană. Suntem noi gata să ne împărtășim în dimineața aceasta? But I'd like you to take a little twist of it today and think of it in a corporate sense. Da, aș vrea de asemenea astăzi, pe lângă partea individuală, să vă gândiți la cina Domnului și așa, ca perspectiva grupului în care suntem noi. The Bible says that we should come clean with the Lord before we partake of the communion. Biblia ne spune că trebuie să ne curățim în fața lui Dumnezeu înainte să luăm cina. Can we as a church lift up the bread and wine and take it? Și apoi ca biserică. With a clean conscience. Și apoi ca biserică, întrebarea este, putem noi să luăm pâinea și vinul și să ne împărtășim cu o conștiință curată?
Let's pray. Haideți să ne rugăm. Slăvim, Părinte Ceresc, pentru că dragostea ta mare ne-ai făcut copii tăi. Mulțumim. Îți mulțumim că te porți ca un tată iubitor bunul. Mulțumim. Îți mulțumim că ne ierți, ne suporți, ne ocrotești și ne păzești, pentru că tu ești Dumnezeu cel bun, cel mare, cel sfânt, cel adevărat în care noi ne credem. Îți mulțumim că ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că ești gata să ne mângâi și astăzi. Îți mulțumim că ești gata să ne întărești. Să ne dai învățătură. Doamne, dar Tu care ne cunoști așa de bine, să ce știi cu noi numai să fim pe placul Tău. Aceasta-i dorința inimii mele pentru mine. Pentru casa copiilor tăi, pentru casa ta, pentru biserica pe care ai plătit-o cu preț de sânge. Ajută-ne să fim atenți la felul cum trăim în relație cu tine, ca individ și în relație unii cu alții. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să facem ce este bine și plăcut înaintea Ta. Și nu ceea ce ne place nouă, ci ceea ce ne vezi Tu, că ceea ce este viață cu adevărat. Îți mulțumesc pentru fiecare frate, pentru fiecare soră, pentru fiecare copil, pentru fiecare bătrân, pentru care ne încetam, ne rugăm. Mă rog în cursul săptămânii să-i binecuvintez, pentru care cunoști situația fiecărei familii, a fiecărei individ. Pune dragostea Ta unii pentru alții, dumneavoastră noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să facem ce vrei Tu, nu ce vrem noi. Pentru că toți vom da socoteală într-o zi, înaintea Ta, nu înaintea oamenilor. Ajută-ne să ne temem de Tine, Doamne, oriunde am umblat. Să știm că ochiul Tău ne vede, să știm că înaintea Ta totul este gol și descoperit. Îți mulțumim că ne ierți. Ne ierți greșelile trecutului, ne ierți greșelile prezentului și ești gata să ne ierți și greșelile de viitor. Îți mulțumim că ești așa de bun. Ajută-ne să te iubim mai mult, să te căutăm mai mult, Doamne Iisuse, să citim Scriptura, să petrecem mai mult timp în rugăciune, ca duhurile celui rău să ne aibă nici o parte în viața noastră. Noi suntem mai Tăi și vrem să fim mai Tăi, trup, suflet și duh. Iar astăzi te rog să binecuvintezi cuvântul Tău, să-l faci viu, viu, Doamne, în stare să alunge de la fiecare dintre noi tot ce mai te supără viața noastră. Că ți dorim să fim mai Tăi cu orice preț, Doamne, orice preț. Binecuvântă masa la care participăm astăzi. Pe cei ce nu pot să se împărtășească, ajută-i să nu neglijeze lucrul acesta, căci împărtășindu-ne primim putere în lupta cu cel rău. Te rog, ajută-ne să fim mai buni, să fim drepți, așa cum ne vezi Tu. Ne va asăha peste biserica Ta, peste cei plecați dintre noi astăzi. Te rugăm, ai milă, însuțește-i cu durarea Ta și toate lucrurile, să-ți aducă
slavă ție, acum, aici și odată veșnicia mare. Amin. În numele Fiului Tău și prin puterea Lui, te rugăm frumos să cercetezi
și să aduci înapoi, Domnul Iisuse. Te rog, Tată din Cer, lucrează împreună, Domnul Iisus, lucrează și ajută-ne să te iubim, Domnul. Toată viața noastră, Domnul, să mergem împreună cu Tine. În numele Fiului Tău mă rugă. Amin. Amin. Doamne, sunt și eu aici în dimineața aceasta, pentru că de atâtea ori când m-am depărtat, de atâtea ori când am avut tot închiși, Tu m-ai ajutat să bați la ușă. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru această revărsare nemărginită de har. Da. Îți mulțumesc, Doamne, că nu mă lași, nu mă lași. Nici pe mine așa singură, nici familia mea, nici biserica aceasta, Doamne. Îți mulțumesc că atunci când suntem deschiși, Tu cinezi cu noi, dar îți mulțumesc, Doamne, că stai și bați la ușă pentru a ne trezi atunci când avem nevoie de trezire. Da. Îți mulțumesc că și dimineața aceasta a fost o dimineață cu un mesaj care pe mine personal mă cercetează și cred că pe toți, pe noi, pe fiecare. Da. Doamne, îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim pentru harul Tău și îți mulțumim că nu ne lași, Doamne. Ești ca un părinte iubitor care nu ne lasă să ne depărtăm și să facem lucrurile rele, ci dimpotrivă, din harul Său și din mila Sa, ne apropie de cunoaștere și de înfăptuire. Amin. Tată Ceresc, în dimineața aceasta venim cu mulțumire înaintea Ta, pentru că Tu ești tot puternic și la Tine, Doamne, că sunt refugiu în orice situație. Și Tu ești gata să ne asculți, ești gata să privești rugăciunile noastre și în dimineața aceasta la tronul Tău și să le primești. Îți mulțumim pentru aceasta, pentru promisiunile Tale, că Tu ești cu ai Tăi până la sfârșit. Mulțumim. Îți rugăm din toată inima să lași o cercetare adâncă în dimineața aceasta, în biserica Ta, mai mult ca oricând. Pentru o situație care o cunosc și eu în toate bisericile, slujitorii Tăi sunt cunoscuți ca și unelte în mâna credincioșilor. Doamne, ferește-ne pe păcatul acesta. Ajută-ne să-i prețuim, Doamne, și Tu-i prețuiești și Tu-i slujba Ta. Să nu ne batem joc de ceea ce Tu faci pentru noi. Te rugăm din toată inima să lucrezi, să dai unitate și aici în toate bisericile, Doamne, pentru situația aceasta, Doamne. Știm că în zilele din urmă sunt cel rău să intre treacă și în biserică, și în familie, și în inimile fiecare, Doamne, pentru că vrea să ne câștige pentru Tine. Să ia pacea de pe pământ. Te rugăm, nu ne lăsa. Ajută-ne să vedem cu ochii deschiși, Doamne, ceea ce Tu vrei pentru biserica Ta. Tu vrei să fie gata pentru a o lua la Tine. Ajută-ne să fim gata în fiecare zi și să Te așteptăm cu drag. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri și în aceste clipe, să mulțumesc Dumnezeu pentru acest minunat cuvânt. Te rog, Doamne, să luăm fiecare dintre noi ca un subiect de cercetare, fiecare Dumnezeu ne încadrăm în una din aceste 7 biserici. Doamne, dacă sunt voia Ta, Dumnezeu, te rog, Doamne, să mulțumesc pentru săptămâna care a trecut. Să mulțumesc că ai fost cu familia mea, mulțumesc că ai fost cu biserica mea. Și să mulțumesc Dumnezeu că avem o nouă ocazie acum să ne întâlnim fiecare dintre noi cu frații și surorile care sunt ai noștri în biserică. Doamne, îți mulțumesc Dumnezeu și pentru familia lui Cefi, te rog să-i binecuvânteze. Mulțumesc pentru acest cuvânt, Dumnezeu să binecuvânteze și pe acei care n-au diferite motive să vină în casa Ta, să participe la masa Ta, Dumnezeule, te rog să ne ajuți ca fiecare care suntem în această oră aici la biserica Ta, Doamne, să ne cercetăm înainte de a întinde mâna la masa Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeu, pentru tot ceea ce ai lucrat pentru noi, te rog, pentru săptămâna în care am intrat, să ne dai înțelepciune și să ne pun, Dumnezeule, pe brațul Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeule, Te-am un Dumnezeu de mare și de putere și pe care mă iubește, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeu, facă-ți voia Ta, Dumnezeu, în viața mea, astăzi și în veci de veci. Amin. Amin. Doamne, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care ne-l dai, Doamne, fiecare dată. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-l dai pentru învățătură și pentru cercetarea vieților noastre. Lasă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze și să ne descopere, Doamne, lucruri adânci ale
inimii noastre, Doamne, ca să ne putem pocăi. Doamne Dumnezeule, te rog ca Tu să ne acoperi în sângele Tău, că știm că suntem necurați, Doamne, și ce rău, Doamne, are atâta acces la viața noastră. Te rog ca Tu să ne ispășești, Doamne, să ne curățești, să ne acoperi în sângele Tău. Primește-ne, Doamne, înaintea Ta și la masa Ta și dorim ca Tu să ne dai binecuvântarea Ta. Binecuvintează-ți lucrarea Ta, Doamne, și pe noi ca biserică, Doamne, ajută-ne ca să putem să nu uităm dragostea din Tine, Doamne, să nu uităm că Tu ești Domn peste toate aspectele din viața noastră și ajută-ne, Doamne, ca să ascultăm de Tine ca și de un Domn. Doamne, te rog ca Tu să binecuvintezi familiile noastre, copiii noștri, nepoții noștri. Doamne Dumnezeule, înaintea Ta îi aducem și te rog să ai milă de ei și să-i păzești de cel rău. Te rog, Doamne, să ai milă și de cei pentru care ne rugăm ca să cunoască mântuirea Ta. Așteptăm, Doamne, acest miracol din partea Ta pentru multe suflete. Te rugăm, Doamne, ca Tu să lucrezi, pentru că știm că la Tine este toată puterea. Îți mulțumim pentru că ne asculți și pentru că faci mai mult decât merităm noi, pentru că ne iubești și suntem copiii Tăi. În numele Domnului Iisus, îți mulțumim. Amin. Lord, thank You for this day. You give us breath. You give us sight. You give us life. May we seek You first. May You be our first and only love, Lord. May we follow You wherever You lead us. Teach us to listen to Your voice, Lord, above all the other voices. Teach us to have faith and take whatever circumstances follow. Lord, You are the only thing that matters. Thank You for being Lord and God, Creator. Praise You for being the exalted one, Lord, who takes away the sin of the world. In Jesus' name, amen. Amen.
Asta, bun venit la casa Domnului. Și m-am gândit ce frumos a fost mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat prin Jeff în dimineața aceasta, un mesaj care ne cheamă la curăție. Și ce interesant este că în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a vorbit despre curăție când ne-am trezit și am văzut zăpada acoperind toate murdăriile care nu, să zic așa, sunt așa de plăcute la vedere. Dar cea mai frumoasă îmbrăcăminte pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi este a Harului lui Dumnezeu. Ce minunat să putem veni fiecare dintre noi și să putem să fim schimbați și cercetați de această dragoste extraordinară a lui Dumnezeu. Spunem un bun venit tuturora, dar în mod deosebit mă bucur să spunem un bun venit fratelui păstor Gabriel Rusu. Fratele păstorește o biserică lângă Timișoara. Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze familia, lucrarea pe care o face. Fratele ne va spune mai multe lucruri despre dânsul și lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat și prin care Dumnezeu lucrează. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să cerem din nou puterea și ajutorul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Doamne, laud numele Tău și îți mulțumesc pentru că acolo unde este păcat, prin harul Tău ai dovedit dragostea nemărginită prin Domnul Iisus Hristos care a venit și care a murit pentru păcatele noastre. În mod deosebit în această zi când ne apropiem de masa Ta și ne aducem aminte de această dragoste nespus de mare. Doamne Dumnezeule, lasă ca prin Duhul Sfânt fiecare dintre noi să fim cercetați. Ne dăm seama, Doamne, că numai prin cuvântul prin care ne vorbești poți să îndrepți viața noastră în așa fel încât să fim plăcuți înaintea Ta. Acolo unde, Doamne, ne-ai vorbit și n-am ascultat, Te rugăm să ne ierți. Te rugăm frumos, oprește-ne pe fiecare dintre noi să trăim într-o atitudine de neascultare. Te rog frumos, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet în dimineața aceasta, fiecare familie. Îți mulțumesc pentru că ne-ai dat putere să venim în locul acesta și îți mulțumesc pentru că am simțit ajutorul Tău în săptămâna aceasta. În mod deosebit, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că Te-ai îndurat și de mine și de trupul meu. Îți mulțumesc din toată inima pentru că în dimineața aceasta vrei să ne dai cuvântul Tău. Binecuvintează-L pe fratele Edward, pe fratele Rusu și vorbește-ne în dimineața aceasta. Te rog să binecuvintezi și cântarea. Îți mulțumesc și eu pentru Jeff, pentru felul în care l-ai folosit în dimineața aceasta. Binecuvintează-L pe el și Te rog să binecuvintezi pe Aurora, copiilor și Doamne, întărește-i pe ei, întărește fiecare familie și cu adevărat, Doamne, ajută-ne să Te punem pe Tine mai întâi. Ajută-ne, Doamne, să dorim să auzim glasul Tău și ajută-ne să nu ne îndepărtăm de la păstorul cel bun. Iar acolo, Doamne, unde ne-am rătăcit, Te rugăm, cheamă-ne pe noi, cheamă pe cei ce nu sunt aici încă, Doamne. Te rog frumos să ne deschizi ochii și inimile, să putem vedea oamenii de lângă noi care au nevoie de mântuire. Cu adevărat, Doamne, folosește-ți biserica Ta. Doamne, e cea mai extraordinară capodoperă pe care ai făcut-o pe pământul acesta, în care întunericul care se luptă și puterile diavolului care încearcă să aducă întuneric pe lumea aceasta, Te rugăm frumos, folosește-ți biserica Ta să rămână lumina și să rămână sarea pământului. Îți mulțumesc pentru că ne asculți. În numele Domnului Iisus Hristos, amin. Să ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul. Să cântăm, am auzit istoria cum Iisus lăsata gloria. Am auzit istoria cum Iisus lăsata gloria, cum viața lui pe lemn și-a dat pentru păcatul meu.
Thank you.
Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus, my Lord. Că fiecare va spune că ne bucurăm foarte mult să-i revedem pe copii. Iarna e rece și nu au putut să vină aici la biserică să repete cântările lor, dar m-am bucurat atât de mult. Duminica trecută și vineri, sâmbătă a fost cald și a fost soare, am scos copiii afară, am făcut un pic de curat în jurul casei și m-am gândit, vine primăvară. Și Timi la fel a spus de aici de la Avon, că aude păsărele și este un semn bun, că vine primăvară. Însă nimeni nu știe ce ne așteaptă peste 3 săptămâni și aici avem zăpadă astăzi, dar primăvara oricum va trebui să vină, ori mai degrabă, ori mai târziu. Ne bucurăm pentru copii că ne-au putut sluji în această dimineață. Câteva anunțuri și motive de rugăciune. Însă, înainte de a spune anunțurile și motivele pentru care ne vom ruga în această zi, ieri am auzit pe cineva vorbind că Super Bowl-ul, care este în seara aceasta, unii îl pun la nivel cu Crăciunul și Paștele. La unica concluzie poți să ajungi după o astfel de afirmație. A nebunii lumea. Că pentru Super Bowl faci totul. Lași mâncare, nici nu mănânci, ți-ai pizza, ți-ai popcorn, ți-ai copii și ți-i pui acolo în fața televizorului și te uiți la Super Bowl de nu știu câte ore și mulți așteaptă doar acele reclame care sunt la mijloc de Super Bowl. M-am gândit, oare atât de mult jertfesc lumea ca să vină aici în casa Domnului de Crăciun și de Paște? Nu. E o amăgire în inima lor. Și eu mă rog ca națiunea americană și românii Super Bowl-ul să-l petreacă aici la biserică, la serviciul de seară. Jeff a făcut o introducere la predica pe care va fi de seară. Exact la ceea ce urma să vorbesc eu despre timpurile în care locuim noi acum, despre secularismul în care noi suntem, despre provocările care ni le dă societatea. Vedeți, citim în Evrei despre Moise, el mai degrabă a ales să fie cu poporul lui Dumnezeu decât să fie numit fiul fiicei lui Faraon. La fel și Daniel, mai degrabă a ales să mânce zarzavaturi decât să mânce din carnea sau de la masa lui Nebucanițar. Nimic greșit, nimic rău nu era la masa lui Nebucanițar, dar Daniel a avut nevoie de niște decizii. Noi astăzi trăim într-o vreme foarte grea. Și nu din cauza că suntem persecutați, ci dimpotrivă, din cauza că nu suntem persecutați. Ni s-au pus așa de multe lucruri moi în jurul nostru, încât nu cumva să ne rănim și suntem ca niște baloane de aer, suntem spargi. Persecuția poate va aduce trezire, dar până atunci haideți să ne trezim de noi singuri, singuri până va veni persecuția. Întrebările care ni le-a dat Jeff, cei cu biserica noastră? Este biserica noastră o biserică sănătoasă? Dacă da, de ce suntem așa? Dacă nu, de ce suntem în stadiu cu tare? Sunt întrebări bune și sunt întrebări provocatoare la care trebuie dat un răspuns. Și vă provoc în această seară să veniți la casa Domnului pentru că vom discuta aceste lucruri. Textul avându-l din 1 Corinteni, capitolul 10, 16 și 17. Vreau să trec la anunțuri. Biserica Logos a invitat cuplurile la o seară de părtășie unde invitat special va fi fratele Marius Cruceru pe data de 12 februarie la ora 7 seara la Biserica Logos.
studiul bisericii, la fel cum bine știți, de miercuri la ora 6, suntem la lecția numărul 3, intitulată Responsabilitatea soțului față de soție sa, din lecțiunea ajutați-mă că am uitat-o, lecțiunea Principii biblice pentru familie creștină, lecțiunea 3. Și motivele de rugăciune sunt pentru bolnavii bisericii, pentru sora Magda, pentru sora Nina. Mai are o veste bună pentru biserică, în sfârșit lucrurile se rezolvă și ia o direcție bună, Dumnezeu lucrează în viața ei și aceasta ne bucură. E un motiv să ne bucurăm, dar și să continuăm să ne rugăm pentru ea. Amin. La fel rugați-o pentru sora Lidia, pentru sora Roda și știu că exact zăpada aceasta pe munți a blocat acasă, rugați-o pentru ei. Or fi dorit să fie cu noi, n-au putut. Rugați-vă pentru ei. La fel ne rugăm și pentru fratele Puiu, rugați-vă pentru fratele Puiu. El nu va spune, dar are nevoie de rugăciune dumneavoastră pentru sinuzita prin care trece acum și cu ochiul bolnav. Domnul să binecuvânteze. Acum haideți să ascultăm solo, duetul de Aurora și Jeff, apoi vom asculta cuvântul Domnului transmis prin fratele Gabi. Rugați-vă și pentru el ca acest cuvânt să fie transmis de la Dumnezeu. Amin. La fel și colecta bisericii în timpul acestei cântări. Mulțumesc! Know how to give me peace. You always know how to set me free. You always know how to show the day. You always know how to feel my need. You
Toată gloria să fie a Dumnezeului nostru. Ne bucurăm tare mult, mă bucur foarte mult să pot să fiu în mijlocul dumneavoastră în această dimineață. Și este o zi de iarnă, cu zăpadă. Vin dintr-o zonă mai caldă. Nu vin din Spania sau din zonă din Brazilia, ci vin din Timișoara. Și deși și în Timișoara este iarnă, vă mărturisesc, atunci când am plecat de acolo, am venit foarte greșit îmbrăcat pentru zona asta. Mi-a luat o geacă pe mine și când am plecat din Timișoara erau 12 grade, cu plus. Și am luat o geacă pe mine subțirică și am zis, gata, sunt îmbrăcat și pot să plec. Când am ajuns aici erau sub 0 grade și am zis, cred că voi avea o problemă pentru perioada cât voi fi la Chicago. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Mă numesc Gabi Rusu și mă bucur tare mult că pot să fiu în locul acesta să vă slujesc în cuvânt. Fratele Păstor Puiu și fratele Eduard au deschis ușa să pot să vin în locul acesta să slujesc. Și suntem, vă mărturisesc, niciodată când particip la o părtășie, la o biserică, nu mă simt un oaspete. Și știți de ce? Pentru că biserica este familia lui Dumnezeu. Amin, amin. Suntem familia lui Dumnezeu. Călătoresc, slujesc ca și păstor cu tineretul în biserica Eclesia din Timișoara, în departamentul de tineret și de asemenea slujesc ca și păstor plin într-o comună lângă Timișoara, la Biled. Dar nu am venit în această zi să vă vorbesc despre mine și nici într-un mod special să vă vorbesc ce fac eu, ci să vă vorbesc ce face Dumnezeu. Avem un Dumnezeu măreț și Dumnezeu este Cel care se atinge de noi, Dumnezeu este Cel care ne transformă și ne dă de lucru și nouă. Amin! Sunt în locul acesta de asemenea ca să vă spun puțin și despre Asociația Creștină Speranță și Lumină. Este o asociație nouă cu proiecte noi, unele mai vechi care sunt în desfășurare și am vorbit cu fratele care este în spate la pupitrul de comandă, acolo la partea tehnică. Am adus și un video cu câteva imagini și știu că imaginile vorbesc mai mult decât 1000 de cuvinte. De aceea aș vrea pentru câteva minute să punem un video și să vedeți câteva imagini despre lucrarea care o facem în Timișoara. După aceea vă voi da câteva detalii despre fiecare proiect în parte. Și poate dacă fratele poate să-i dea drumul acum și să-l pună, m-aș bucura. Proiectele sunt ale Asociației Speranță și Lumină. Asociația este lângă Timișoara, în comuna Variaș, lângă Timișoara. Și veți vedea câteva imagini. Sunt câteva proiecte care le desfășurăm în Timișoara, cum ar fi lucrarea cu oamenii străzii. Haideți să urmărim video acesta, după care vă voi da câteva detalii. Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis. Destinul tău e cerul său, să știi. Nu jură aici, dar dormici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus. Nu suntem aici, o țară veci, și ea e sus, calea să se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus.
credești să te poți, cum ești cinstit, de partenerul tău ce te-ai iubit și te-a plătit cu mare preț, să știi. Brațul meu e brațul tău și-am să te port și-am să cap. E Dumnezeu, spune așa, spun cartea sa. Stator, nici o țară vești, o țară vești. Și ea e sus, și ea e sus, calea se, calea se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus. Câteva imagini pe care, care ne vorbesc într-un fel și arată câteva proiecte care le facem. Într-un mod concret, aș vrea să aduc salutul asociației, din partea asociației, și avem, am ales un verset cu care să vă salutăm în această dimineață. Și versetul este din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 16 și 17, care spune: și însuși Domnul nostru, Iisus Hristos, și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. După cum ați putut să vedeți în cadrul imaginilor, sunt patru proiecte mari care le desfășurăm. Proiectul cel mai vechi care îl desfășurăm este cu oamenii străzii. Timișoara este foarte frumoasă, vă chemăm să vizitați Timișoara când puteți, dar atunci când cauți să vezi Timișoara vei vedea multe lucruri frumoase, dar dincolo de lucrurile frumoase sunt oamenii care sunt evitați, sunt oamenii străzii, sunt acei, aici sunt numit homeless, oameni care sunt evitați și dați la o parte. În Timișoara îi găsește multe părți, te ferești de ei. Dumnezeu ne-a pus viziunea aceasta ca să începem un proiect de a ne apropia de ei și de a le duce alimente, de a le predica cuvântul Dumnezeu, de a cânta cântări și, cum spuneam, slujesc împreună cu grupul în departamentul de tineret și cu tinerii mergem și le cântăm în mijlocul lor, deși vă spun că nu e ușor. Atunci când mergi să slujești la oamenii străzi, ei se adună
într-o ruină, foarte aproape de molul, cel mai mare mol din Timișoara, e foarte drăguț locul acela, lângă este o ruină foarte mare. Și în acea ruină se întâlnesc oamenii străzii. Acolo ne întâlnim frecvent, constant cu ei, avem proiecte punctuale, când avem Festivalul Speranței, în care din tot orașul vin la Pădurea Verde, un spațiu mult mai mare, și acolo organizăm un festival pentru ei, doar pentru oamenii străzii. Dar, într-un mod, asta se întâmplă pe an, dar într-un mod constant le ducem mâncare și vă spun că nu este ușor. Facem lucrul acesta și sunt implicat într-un mod direct în proiectul acesta. Nu este ușor să fii acolo. Acolo îți dai costumul jos și te apropii să dai de mâncare și deși dai un blid, o farfurie de curată cu mâncare, am văzut nenumărați copii care își iau farfuria și se pun în noroi, pe jos, și își mănâncă mâncarea. Sunt violenți în limbaj, în comportament și deși tu vrei să le întinzi mâna să le faci un bine, ei dau ce au și noi știm cum sunt. Nu de puține ori m-am simțit în pericol în mijlocul lor, deși mergeam să le fac un bine și să-i ajut. Nu eu, Dumnezeu prin noi, prin echipa care slujim în locul acela. Dumnezeu este mare și un alt proiect pe care vreau să merg mai repede un pic este proiectul Vise Neterminate, l-ați văzut ultimul care e pus acolo. Și Vise Neterminate, acest proiect este un proiect în spitalul cu unde se tratează cei care sunt cu virusul SIDA sau HIV. Oameni și tineri și copii care sunt marginalizați. Mentalitatea românească, sunt duși în spital și uitați acolo. Și când vorbim, nu vorbim de o persoană sau două, foarte mulți oameni sunt lăsați în spitale când sunt descoperiți cu acest virus și abandonați în spital. Ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă este să ne apropiem și să le ducem un cuvânt de speranță. Le ducem apă proaspătă, le ducem alimente și căutăm să vizităm astfel încât să le putem să-i slujim și în locul acela. De asemenea, un alt proiect pe care îl desfășurăm este Casa Speranței, este un cămin, o casă de tip familial, într-un fel, un loc în care sunt 24, pentru 24 de copii abandonați, orfani, și de asemenea pentru oameni vârstnici, aproximativ 10 oameni vârstnici. Această casă de tip familial, Căminul Speranței, este în comuna Varia și este lângă Timișoara, într-o comună lângă Timișoara, și este un proiect nou, dar Dumnezeu a făcut minuni, Dumnezeu face minuni în locul acela și Dumnezeu, deja am văzut, deși este un proiect nou, a fost demarat de 9 luni, mai puțin de un an, Dumnezeu a dat binecuvântare și deja vedem cum puterea Dumnezeu transformă. Și toată lauda să fie a Dumnezeului nostru. De asemenea, tot în cadrul acestui căminul Speranței, avem și Cantina Speranței și scopul este acela de a duce mâncare la oameni care nu au cum să se descurce. Sunt mulți și e foarte greu să-i pui pe toți pe listă, dar noi ne rugăm ca tot mai mulți oameni să poată să fie ajutați. În cadrul cantinei, căminului acesta Speranței, căutăm să dezvoltăm o cantină și să ajutăm oamenii. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și un verset care îl avem în Iacov, Iacov vine și spune, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dacă vreți să fiți parte și să sprijiniți lucrul acesta, o puteți face. Și cum simțiți? În primul rând puteți să vă rugați. Și Domnul să vă dea putere. Amin? Dacă simțiți pentru lucrare, rugați-vă pentru noi. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin puterea lui Dumnezeu. Dar nu am venit în această dimineață într-un mod special să vorbesc despre ce facem noi, ci despre ce face Dumnezeu prin noi. Și este lucrarea lui Dumnezeu și așa o vedem. Nu este lucrarea noastră, este lucrarea lui Dumnezeu. Și mai interesant este să vedem ce face Dumnezeu nu prin noi, ci ce face Dumnezeu în noi. Pentru că ceea ce noi slujim și ceea ce facem se datorează a ceea ce Dumnezeu lucrează în noi, în viața noastră. Este rezultat, este cauză-efect. Dumnezeu se apropie, Dumnezeu e aproape de noi, Dumnezeu este în noi, lucrează, transformă și ca un rezultat se vede ceea ce se vede. E viața noastră, e modul în care noi trăim, fie în România, fie aici în Statele Unite. Pentru această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva versete din Cuvântul Dumnezeu și pentru că este Cuvântul Dumnezeu, am să vă rog să ne ridicăm pe picioare și pentru mesajul din dimineața aceasta, știu că v-am stat și la masa Domnului, aș vrea să citim câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 5. Și spune Cuvântul Dumnezeu, de la versetul 14
15, 16 și 17 și 18. 2 Corinteni, capitolul 5, pagina Sfânta Scriptură, 1131. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am fi cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta. Și ne rugăm, Doamne, să-L binecuvântezi, să-L faci viu și lucrător prin Duhul Tău cel Sfânt. Să ne atingi prin cuvântul acesta și să ne schimbi viețile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin. Amin. Ocupați locurile. Fratele Jeff, la timpul de rugăciune, ne-a vorbit despre bisericile din Turcia, din zona Turciei, zona actuală a Turciei. Și am avut acum 15 ani, în 2003, ocazia să vizitez bisericile care noi le găsim în Apocalipsa. Ne-am făcut luna de miere împreună cu soția mea, așa am spus, pentru că Dumnezeu mi-a dat harul și tot în 2003 am terminat seminarul de teologic la Oradea. Aveam curiozitatea aceasta să văd puțin din ceea ce studiasem acolo și fratele Jeff ne-a prezentat așa de bine, să văd puțin ce mai este acolo în Turcia, ce bisericile acelea. Am putut să vizitez câteva care încă mai pot să fie localizate, dar bineînțeles sunt doar câteva ruine acolo, doar câteva relicve. E frumos într-un fel să vezi și să te bucuri de ceea ce încă mai este, chiar dacă poate este doar o ruină și zici, wow, ce interesant, aici este Efesul, aici a predicat Pavel, aici a slujit omului Dumnezeu. Dar aparte lucrul acesta, Dumnezeu nu se bucură de ruine. Ceea ce face Dumnezeu este să-i privească înspre o ruină și intenția lui Dumnezeu este să ia o ruină și să o transforme într-o capodoperă de artă. Ce face Dumnezeu este să transforme. Domnul Iisus Hristos vinea și spune în Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și știm versetul acesta, așa-i, frați și surori? Dar înainte vine și spune, hoțul nu vine decât să fure, să prăpădească. Și asta face vrășmașul, diavolul, nu vine decât să prăpădească. Și sunt atât de mulți oameni în jurul nostru, probabil, care vedem că sunt în planul celui rău. Vedem cum cel rău își face lucrarea în viața lor și caută să prăpădească vieți. Și vedem vieți prăpădite în jurul nostru. Poate chiar și în viața noastră cel rău a lucrat o vreme. Dar Dumnezeu ia o ruină, poate chiar viață prăpădită și Dumnezeu face ceva minunat. O transformă dintr-o ruină într-o capodoperă, într-o operă de artă. Și aceasta este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul nostru. Amin. Dar privind cuvântul Domnului, îi spune cuvântul Domnului astfel. Și ar vrea să privim la Domnul Iisus Hristos, El să fie în centrul atenției noastre. Ce face Domnul Iisus Hristos? Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Așa suntem noi văzuți, iubiți frați și surori. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ba mai mult vine cuvântul Domnului și zice mai departe, și El a murit pentru toți și a dat viața pe cruce pentru toți, ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat. Lăudat să fie numele Lui. Noi trăim, nu mai trăim pentru noi înșine, nu mai trăim pentru păcat, nu mai suntem o ruină, ci Dumnezeu ne dă prin nașterea din nou, Dumnezeu ne dă un nou început. Și este lucrarea și este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează regenerare în viața noastră, transformare. Dumnezeu nu ne cheamă la o conformare.
Dumnezeu nu ne estetizează. Suntem în Timișoara, are un proiect acum de estetizare puțin, de a reface fațadele la clădirile vechi. Și este o frumusețe, e o pasiune pentru mine să admir clădirile vechi. Și Dumnezeu mi-a dat harul acesta și vă mărturisesc, anul trecut am fost în Atlanta și orașul este plin de zgârie nori în downtown și așa mai departe. Dar atracția mea, știți care a fost? O zi întreagă să pot să mă plimb prin clădirile vechi ale bisericilor care le au acolo. Să admir arhitectura bisericilor. Și am zis, aș vrea să-mi fac o listă, mi-am făcut o listă cu mai multe biserici vechi, care știam că sunt mai vechi. Și era chiar o zi cu open doors, puteai să intri înăuntru, erau concerte de orgă, puteai să ai acces, deși nu era duminica. Duminica am predicat cuvântul Domnului, dar era în timpul săptămânii. Și e o frumusețe să admir ceea ce este vechi, dar Dumnezeu îi place să înnoiască lucrurile, să regenereze lucrurile. Dumnezeu nu vrea să fim oameni vechi. Să ne întoarcem spre cei vechi, ci Dumnezeu înnoiește, nenoiește viața noastră. Și mesajul Apostolului Pavel din textul nostru este un mesaj despre regenerare, despre transformare. Și când privim în cuvântul Domnului în versetul 17, spune astfel, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ar vrea să, în această zi, să stăm în versetul acesta puțin. Câteva minute să medităm la versetul acesta și să luăm învățătură despre ce înseamnă înnoirea aceasta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, înnoită, regenerată de Dumnezeu. Privind versetul acesta, dacă luăm de la o parte la celălalt versetul, descoperim câteva caracteristici ale înnoirii spirituale, ale înnoirii pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și în primul rând descoperi un verset că înnoirea spirituală este condiționată de Dumnezeu. Versetul începe astfel. Dacă, primul cuvânt aici, aș vrea să rămână într-un fel, da? Căciul este, face o legătură cu contextul, cuvântul căci. Și după cuvântul căci este primul care îl alegem, dacă. Și atât de multe lucruri în viața spirituală sunt condiționate de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care pune condițiile. Dacă ne mărturisim păcatele, spune un alt verset, da? 1 Ioan 1,9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Și sunt atât de multe lucruri, aspecte spirituale pe care Dumnezeu le condiționează în viața noastră. Un verset care îl cunoaștem din Vechiul Testament spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri și dintr-o dată apar câteva, o listă de condiții, se va ruga, se va bate de la lui, căile lui rele, atunci eu voi interveni, voi aduce tămăduire peste țara aceea, îi voi ierta păcatul, îi voi asculta rugăciunile. Iubiți frați și surori, înțeleg din cuvântul Domnului că înnoirea spirituală este condiționată de Dumnezeu. Nu de oameni, ci de Dumnezeu. Următorul cuvânt din versetul acesta vine și spune, dacă este. Și trăim vremuri, iubiți frați și surori, trăim vremuri în care parcă oamenii nu mai sunt focusați sau focalizați pe ceea ce este mai important din perspectiva lui Dumnezeu. După cum ni se spunea și la timpul de rugăciune și împărtășea aceasta și cred că Dumnezeu, Duhul Domnului, le pune lucrurile împreună. Trăim vremuri în care, parcă și în biserici, chiar evanghelice, protestante, ne axăm pe a face, a drege și nu pe ceea ce e mai important, pe ceea ce ești. Dacă este. Condiția nu este legată de a face. Condiția este legată de ceea ce ești. De ceea ce ești în Hristos. Și atunci când privim în pilda celor doi fii, e numită pilda fiului risipitor, dar știm că în pilda aceasta sunt doi oameni, așa este? Sunt doi fii în pilda aceasta. Marea problemă pe care noi o găsim în această pildă este faptul că amândoi nu luau în considerare ceea ce erau. În perspectiva amândurura, era foarte important ceea ce făceau. Unul că nu mai făcea și că nu mai era acolo la să slujească cu porcii și nu se mai simțea vrednic pentru că din cauza ceea ce a făcut. Iar celălalt se considera foarte vrednic tot din cauza ceea ce făcuse. Dar amândoi au pierdut ceva extrem de important din calcul, ceea ce erau. Amândoi erau fii, băieții tatălui. L-aveau pe el ca și tată. Amândoi au neglijat într-un fel relația cu tatăl. Și în această dimineață aș vrea să înțelegem că noirea
spirituală în viața noastră începe cu o focalizare corectă pe a fi, nu pe verbul a avea. Unul voia tare mult să aibă, să fie a lui. Doamne, dă-mi! Vreau să am, să dețin eu, să țin în mâinile mele. Iar celălalt era axat pe a face, a fi pe placul tatălui, să slujească mai mult, să facă mai mult. Și amândoi au pierdut din orizontul lor, din câmpul lor vizual, ceea ce era mai important. Erau fiii tatălui. De aceea mă rog Domnului ca noi să privim înspre Tatăl nostru în această dimineață și să înțelegem că prin lucrarea Domnului Iisus Hristos suntem copii de Dumnezeu. 1 Ioan 3:1 vine și spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii de Dumnezeu. Și spune, nu doar că ne numim, și suntem. Aceasta este identitatea noastră. Și libertatea în Hristos și viața nouă în Hristos se bazează pe identitatea noastră pe care noi o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem copii de Dumnezeu. Apoi, înțeleg din cuvântul Domnului că înnoirea spirituală este cristocentrică. Îl are pe Hristos în centru. Dacă este cineva după Hristos, înainte, lângă Hristos, nu. Dacă este cineva în Hristos, în Hristos. Și viața noastră se transformă doar atunci când suntem în Hristos. Atunci aparținem lui Dumnezeu. Aceasta, a fi în Hristos înseamnă poziție și înseamnă același timp și proces. A fi în Hristos înseamnă să fii sfânt în Hristos. Să fii neprihănit, considerat neprihănit, spune cuvântul Domnului. În El suntem considerați neprihăniți. În Domnul Iisus Hristos. Și pentru că lucrez cu tinerii, folosesc imagini și îmi place să folosesc imagini și nu de fiecare dată am ocazia aceasta, toate instrumentele la îndemână, dar vreau să ne imaginăm cum ne vede Dumnezeu. Singura viață care este pe placul lui Dumnezeu este viața Domnului Iisus Hristos. Și dacă vrem să fim după placul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne așează în Hristos și privește la noi prin prisma Domnului Iisus Hristos. Este ca și cum avea un vas mai larg cu un lichid roșu în el, da? Și în el ai pune în mijloc un pahar cu apă. Un pahar cu apă. Știți cum se vede paharul cu apă când te uiți prin vasul acela? Se va vedea roșu. Pentru că privești prin prisma celuilalt vas. Dumnezeu ne ia și ne așează în Domnul Iisus Hristos. Și când privește la noi, ne privește prin prisma Domnului Iisus Hristos. Și doar așa poate să ne privească. Pentru că Dumnezeu nu poate să privească păcatul și să accepte păcatul. Dar Dumnezeu spune că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a făcut sfinți în Domnul nostru Iisus Hristos. Înnoirea spirituală este cristocentrică, este în Hristos. În Hristos este nașterea din nou, transformarea spirituală. Ești o creație nouă, ești o făptură nouă. Și vreau să merg mai departe. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Înnoirea spirituală este fundamentată pe creația și aș putea spune recreația lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care ne-a creat. Suntem oameni creați de Dumnezeu, amin? Deși în vremurile de acum sunt lucruri care încep să se negocează destul de mult, da? Și inclusiv copiii noștri, deși am ieșit din comunism, Dumnezeu m-a binecuvântat și sunt tata 3 copii și sunt în școală, toți 3. Și m-am uitat în manualele lor și încă au învățături despre ale evoluționismului. Încă nu l-au lăsat pe Dumnezeu să fie manuale, să pună un alt fel de început. Și tot acel evoluționism se predă și acum în școli. Și putem să spunem că suntem creația lui Dumnezeu, dar aparte lucrul acesta, suntem o făptură nouă, suntem o recreație a lui Dumnezeu prin lucrarea și prin puterea Lui. Lăudat să fie Domnul nostru! Înnoirea spirituală implică, de asemenea, dezlipire și eliberare de lucrurile vechi. Spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și înnoirea spirituală implică un proces în care te dezlipești și te liberezi de lucrurile vechi. Acum toate lucrurile se învechesc, așa este. Că îți cumpări o mașină nouă, e nouă la început și miroasa nouă, tot e nice. Dar vei realiza după un an sau după 2 ani sau după 3 ani, hai că după 2 ani încă mai arată bine. Dar după câțiva ani vedea că toate lucrurile se învechesc, așa este? Toate. Și atunci care sunt lucrurile vechi?
De ce trebuie să mă dezic? De cele care au fost înainte de Hristos în viața mea. Cei înainte de a intra Hristos în viața mea și de a schimba viața mea, este înainte și un după. Cele vechi s-au dus. Este vechiul Gabriel, vechiul mod de a gândi al lui Gabriel. Gabriel mă cheamă pe mine. Este vechiul mod de a fi și Dumnezeu vrea să facă ceva nou, total nou. De aceea Dumnezeu să ne dea putere, ca prin lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu să lucreze noi. Și Efeseni, Apostolul Pavel vine în Efeseni și apoi și în Coloseni 3, Efeseni 4, Coloseni 3. Nu putem acum să intrăm în textele acestea. Descoperim cum Dumnezeu ne cheamă la o dezbrăcare de lucrurile vechi și la o îmbrăcare cu lucrurile noi, cu Domnul Iisus Hristos. Ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute. Spuneam că înnoirea spirituală este, fiind în Hristos, e și un proces, ești considerat sfânt, dar te sfințești în fiecare zi, te pui deoparte și Domnul vrea ca să se vadă în noi, dinăuntru în afară, o înnoire spirituală. Domnul transformă conștiința noastră, Duhul Domnului atinge Duhul nostru, îl aduce la viață într-un fel, o viață spirituală și în același timp reorientează conștiința noastră spre cuvântul Domnului și cuvântul lui Dumnezeu devine autoritate spirituală pentru conștiința noastră. Și lucruri care le știai înainte, știai că nu-i bine să, dintr-o dată Duhul Domnului pune Scriptura ca autoritate în viața ta. Și nu doar că știi, acum te mustră conștiința. Ți-e greață, te doare să comiți un păcat. Dumnezeu este Cel care lucrează și această dezlipire și liberare de lucrurile vechi. E lucrarea Domnului. Și aparte de lucrul acesta, vine cuvântul mai departe și spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și descoper din versetul acesta că înnoirea spirituală nu trebuie să fie parțială sau arbitrară. Am un domeniu din viața mea care este înnoit, aranjat, curățat și am și lucrurile care sunt vechi. Și ascultarea de Dumnezeu și sfințirea și apropierea de Dumnezeu nu trebuie să fie selectivă. Dumnezeu ne cheamă la o înnoire deplină. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Domn în viața noastră. El este Mântuitorul vieții noastre, dar El vrea să intre în toate compartimentele vieții noastre și să le înnoiască prin puterea Lui. Și dacă cumva lucruri vechi s-au întors în viața noastră, să spunem Domnului, Doamne, urmează să stăm la masa Ta. Arată-mi prin Duhul Tău ce sfânt acele lucruri care nu sunt noi și care vrei să le înnoiești înapoi în viața mea. Și fă lucruri noi în viața mea. Dacă lucruri vechi s-au întors, Dumnezeu să ne dea putere să ne dezbrăcăm de ele și să fim eliberați de ele. Și este puterea lui Dumnezeu, nu este puterea noastră. Bine, implică disciplină spirituală împreună cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta și vreau să mă apropii de încheiere ca să avem și un timp asta cu masa, la masa Domnului. Înnoirea spirituală este prin puterea lui Dumnezeu și nu prin puterea noastră. Toate lucrurile le-am înnoit noi, noi le-am făcut. Versetul spune și toate lucrurile s-au făcut noi. Nu noi le-am înnoit, iubiți frați și surori. Dumnezeu le-a înnoit. Când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu mesajul acesta al lucrării Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Iisus a murit, Iisus Domnul a murit pentru noi și moartea Domnului schimbă ceva enorm prin învierea Domnului Hristos din morți. Dacă Domnul Hristos n-ar fi murit și înviat, probabil am fi aderat la alte religii. Dar prin faptul că a murit, ar fi fost o nouă religie interesantă. Dar prin faptul că a murit și a înviat, Dumnezeu n-a adus o religie nouă la care să aderi, să te conformi la un set de reguli, ci Dumnezeu a creat făpturi noi. Și noi suntem în poporul lui Dumnezeu, oameni recreați de Dumnezeu. Creștinismul nu înseamnă conformare. Creștinismul înseamnă o transformare pe care Domnul, prin puterea Lui, o face și continuă să o facă zi după zi, prin puterea Lui veșnică. A Lui să fie toată gloria. Și acum când vă privi la jertfa Domnului Iisus Hristos, ar vrea să-i mulțumim Lui Dumnezeu, să ne gândim, Doamne, m-ai scos din întuneric,
din mizerie. Am un prieten apropiat care a fost printre oamenii străzii, cei care mergem să-i slujim, și era, se îmbrăca mizerabil și mirosea mizerabil, și acum este predicator, misionar, păstor și slujește pe Dumnezeu. Și asta face Dumnezeu, ia ceva de jos, transformă total și nici măcar nu poți să-ți imaginezi că El a fost acolo. Este puterea Domnului. Lăudat să fie El. Amin. Ceea ce vedem în fața noastră, dragii mei, n-a fost pune nimeni, să zic așa,
așa de ușor pentru Domnul Iisus Hristos. Frân câinea aceasta de fiecare dată, însă îmi dau seama că acolo, când a stat pironit pe crucea aceea, n-a fost un lucru ușor pentru el, dar a suferit pentru mine. Și n-aș vrea ca suferința aceasta, Domnul Iisus Hristos, să fie un lucru care să-l uit deodată. Mai cu seamă când Dumnezeu îți dă puțină suferință, parcă te face să te apropii cu altă atitudine de suferințele Domnului Iisus Hristos. Cu toții suntem în rugăciune de recunoștință și mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru trupul acesta care a fost frânt pentru păcatele noastre. Cu voce tare am să rog pe fratele Claudiu să ne conducă în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar apoi pentru facere din cântarea fratele Pasie. Ne rugăm acum cu fratele. Doamne, te laudăm pe tine, Doamne, pentru că Tu ești Cel, Doamne, care Te-ai jertfit pentru noi, Doamne, și să slăvim, Doamne Iisuse, că prin Tine, Doamne Iisuse, Tatăl nostru Ceresc se uită la noi, Doamne, și suntem salvați, Doamne, prin sângele Tău, Doamne. Te laudăm, Doamne, și Te slăvim pe Tine, Doamne. În momentele astea de față, Doamne, Te rugăm frumos să ne ierți și să ne curățești, Doamne. Doamne, cu neputință, Doamne, să nu fi greșit, să nu fi păcătuit, de aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, Te rog frumos să ne speli încă o dată, Doamne, să arunci tot ce-i vechi și ce-i murdar, Doamne, și să schimbi tot ce-i, să schimbi în totul să fie nou, Doamne. Te rog, Doamne, să Te reverși, Doamne, și să faci simțită prezența Ta în fiecare dintre noi, Doamne. Te laudăm și Te slăvim pe Tine în numele Fiului Tău, mă rugă. Amin. Amin. Tot astfel Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, după cum mi-a dat un pahar de vin și după ce am mulțumit Dumnezeu, l-am împărțit și vreau să mulțumim Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos și-a dat sângele pentru noi. Slavă! Ca prin El noi să fim puri, noi să fim curați de orice păcat, să fim iertați pe deplin de orice păcat. Și vreau să mulțumim Domnului pentru binecuvântarea asta la masă și
și pentru sânge ca să vă salți și să Doamne, Tată, și revenim înaintea ta în această zi și venim în mod special să-ți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu bun, ești un Dumnezeu miros, ești un Dumnezeu care ne poate grijă cu interesii. Și mulțumim pentru dragostea ta care ai avut-o când ai dat pe Domnul Iisus Hristos ca să vină pe acest pământ. Și venim înaintea ta, Domnul Iisus Hristos, să-ți mulțumim pentru acceptarea care ai făcut-o, ca să poți fi pe pământ și ai știut la ce vii, ai știut că vin mijlocul cu unor oameni răzplătiți, unor oameni care nu te cunosc, unor oameni care nu te primi, dar mulțumim pentru că prin dragostea ta ți-ai dat trupul tău și sângele tău care ai fost pe și care are atâta putere să ne scăde de păcat. Mulțumim pentru că nimic altceva din lumea aceasta nu ne poate curăția, așa nu ne poți curăți. Și tu ai spus că nimic în tine nu va intra în împărăția cerului. Mulțumim pentru acest sânge care avem și ne poate de el, a devenit curățat, spălat și pregătiți pentru împărăția ta. Ne-ai nimic, frate, tăi ne-ai nimic copii, tăi ne-ai nimic urmașii tăi și am vrea ca să facem cinste numelui tău, am vrea să trăim pe voia ta, am vrea să facem tot ce este bine în lumea aceasta pentru ca să slăbim pe tine. Mulțumim și pentru ziua ta asta, mulțumim pentru toți care sunt aici prezenți, care putem să întindem mâna să un paharul acesta care este sângele tău care a pus pe lemnul crucii. Mulțumim pentru că e o lucrare specială, chiar dacă noi nu înțelegem toate, dar tu știi mai bine și prin sângele tău ai curățit lumea. Fă ca sângele acesta să aibă putere și pentru alții care nu au putut să înțeleagă lumea și care are nevoie. Sunt unii în familiile noastre, sunt unii prietenii noștri, sunt unii care vin în biserică, dar nu înțelege. Deschide-le ochii și vreau să înțeleagă că și pentru ei există mântuire fără plată. Mulțumim pentru toate și să dăm slava pe aia și cu bine. Amin. Amin. Duhați paharul acesta. Duhați paharul acesta. Amin. Pe noi copiii noștri și toți cei ce
ne-ai dat în familiile noastre, să cunoască mântuirea ta prin Domnul Iisus. Binecuvintează și copiii bisericii pentru ieșinită aceasta. Ei privesc la actul acesta. Doamne Dumnezeu, te rog frumos, pregătește pentru Sfântul. Toi patima și că ei pe noi. Te rugăm frumos, ajută-i să guste mântuirea ta. Binecuvintează-ne pe noi ca părinți, ca bunici. Și pentru toate îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Aceasta am vorbit cu tatăl meu în România și are 88 de ani, fiindcă, dacă Dumnezeu îmi grăbie, în 6 mai v-am primit 89. Și mi-a spus, roade-te pentru mine. Și m-am gândit ce minunat este ca cineva în vârstă, el are ce să mănânce și ce mai minunat este că Dumnezeu îi dă și putere la vârsta aceasta și are, poate să facă și de mâncare, poate să se ducă la casa Domnului, dar lucru pentru care m-a rugat să întâi să vă transmit salutări din partea lui. Biserica unde am crescut eu mai are încă 4 femei și el este singurul bărbat. În prima duminică vine păstorul acolo, dar altă dată că nu-i păstorul, el este singurul care trebuie să slujească. Se roagă pentru mine. Puterea lui să intervine. Scoate Dumnezeu, chiar îmi spunea, poate Domnul va scoate un înlocuitor care să continuă să facă lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toți slujitorii săi, pentru lucrarea lui, pentru Evanghelia Sfântă. Și numele lui să fie slăvit și Domnul să vă binecuvinteze la despărțire. Ne vedem după masă la ora 5 cu ajutorul Domnului. Amen.